Unde-a fi tâmpita aia de blume? Aici sunt. Super, ce ai aici? Nu. Ești malefică. Tu chiar vrei să aduci lumea aducere pe lume? Da. Și trebuie să o învingem pe regine. Dar mai trebuie să trecem de jegosul ăla. Cum zici să crii? Ce? Ce-a zis? Zic că a zis ce-i în sicriu, dar nu pare a sicriu. Știu. Cum zici da sicriu? Caput. Hai să închidem ușa mai întâi. Acum să vorbim. Cui si da sicri? Caput! Nu înțelegi? Caput? Cui si da sicri? Măta! L-am prins! Tu deschide ușa și hai să-l aruncăm afară. Ok. German. Să mori acolo, în pace. Bine. Acum avem o treabă mare de făcut. Să trecem lumea dulcilor pe lume. Dar știi, mai există o fată pe nume Fauna, care ia... E o nebună și încurcă toate treburile oricui. Nu te cred. Hai, vino. Am uitat să iau cadeaua și pe mica mea păsărică. Lulu! Ce-i cu el? Am lăsat afară cu cuțitul ăla. Lulu, vin la mama. Haide. Oh. Haide. Urăsc toți liță pe șopii ăia care țipă pe afară de bucurie că nu știu ce. O să țipe și mai mult când va veni lumea dulcilor pe pământ și vor avea o nouă regină. E diabolică! Voi chiar vreți să aduceți lumea dulcilor pe pământ? Yep. Bun. Ce mai stăm? Haideți. Poate Fauna invocăm cumva cu puterile noastre magice? Să fie de partea noastră, nu știu ceva de gen, nu știu, azna. E zna faunelor, de-aia și-o cheamă Fauna. Ui, atunci să ne grăbim. Of! Stai, Lulu! Ce mai e acum? Serios! În plus că mai e și ea în afară și înghețam de frig. Zi mai repede. Nu e ușa deschisă. Știu că e închisă, dar totuși e închisă. Lulu, vin la mama. Da? Ce spun? Eu vă pup picioarele a dumneavoastră în comandați. Tu pupi pământul. De ce n-ai luat-o și pe... Cum mai cheamă? Mereu îi uit numele. Pufulica. Da, de ce n-ai luat-o?
Mi trebuie baie de genul noastră, da? Acum, haide să mergem. Ai puteri, ai puteri de la tine. Fă dacă, da? N-am nici puteri. Doare vor găsi ele acadeaua și vor aduce lumea dulciurilor pe pământ, veți afla în episodul următor. Până atunci, puneți-vă pe gânduri.